Salutare, prieteni! Astăzi vă prezint noul Can-Am Outlander 1000 RXMR, modelul 2022. Mai întâi am făcut niște probe cu el, adică câteva vloguri, plimbări, nu știu ce, și acum am hotărât să îi facem o prezentare. Ce pot să vă zic despre el? Are 460 de kg. De exemplu, la cai putere, nu știu să vă zic exact, este discutabil. În cartea lui scrie că are 90 de cai, pe site scrie că are 91, pe alte site-uri scrie că are 92. Deci undeva între 90 și 92 de cai putere. Este modelul cu tracțiunea aceea nouă Visco4Lock. Așa. Să dăm o tură pe lângă el să vedeți cum arată. Este varianta lungă, bine, cred că doar lungă se găsește modelul ăsta 2022. L-am echipat cu scaun pentru a doua persoană. Așa. Haideți să vă arătăm cum arată bordul. Cam așa arată bordul, este tot digital. Ce m-a impresionat pe mine față de, bine, n-am mai avut până acum Can-Am, dar la motociclete, de exemplu, toate aveau 3 hărți de putere care le-am avut și nu prea se simțea nicio diferență. La ăsta, în schimb, chiar se simte, deci are câte 3 moduri. Așa, și ia să vedem dacă oprit merge. Da, uite, deci acum este modul eco. Pot să vă zic că pe modul eco merge ca un CF Moto de 450, să dau un exemplu, deci e super puturos. După aia este modul normal performance care pornește cu el și este ok, adică are putere, totul ok. Și dacă mai apăs o dată, intră pe sport mod. Pe sport mod e super agresiv, deci cum atingi puțin accelerația, e super nervos, turbează, ca să zic. Deci astea trei moduri le are și chiar funcționează, adică modurile, oricum le-ai dat, funcționează. Are 3 trepte de servodirecție, se vede acum este pe max. Și dacă... Da, trebuie pornit, cred. Dar nu vreau să-l pornesc, că fac gălăgie, că doarme copilul. Așa. A, uite, DPS max. Nu, nu vreau să o ia. Mă rog. Așa. Ce să vă zic, deja am cu el vreo 200 de kilometri. Ia să vedem. Deci are 12 ore și 273,8 km am făcut deja cu el. Pot să vă zic că sunt foarte mulțumit de el, nu mă așteptam. Adică este... mi-a depășit așteptările. Dacă știi să mergi cu el și să... adică prin oroaie trebuie să-i dai tare, că dacă îl lași încet, automat sapă cauciucurile astea și rămâi. Dar până acum vreau să zic că n-am găsit ceva unde să nu treacă. Cam asta ar fi. Mai multe chestii despre ATV o să le vedeți în vlogurile mele, în videourile care le pun. Cam asta este prezentarea mea pe scurt. Nu sunt prea în domeniu să-i fac o prezentare amănunțită, că nu sunt de la reprezentanță sau de la ei, de la Can-Am. Am făcut o prezentare în mare, vă mulțumesc pentru vizionare, nu uitați să dați like, share și subscribe.